Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Un episod în care vorbim despre această micro-motocicletă. Motocicletă care se poate conduce de la 16 ani. Nu fără permis, ci cu permis, însă cu multe, multe chestii interesante. Și pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat: Marius, pe ce mergi? De ce ai renunțat la bicicletă? De ce mergi pe motocicletă? Ei bine, ca să lămuresc toate lucrurile astea, urmează, așa cum spuneam, un episod foarte special. Înainte de toate, haide să lămurim un lucru. Deși acest minunat obiect din fața mea arată ca o motocicletă, nu este o motocicletă. Și este un moped. Un moped cu un motor de 49,6 cm³, mai exact, cu 3,8 cai putere. Un astfel de motor se conduce cu categoria B sau orice categorie cu A. AM, care se poate obține de la 16 ani, și A1, A2 și, bineînțeles, categoria A, cu care poți conduce absolut orice cilindree. Un moped care nu arată clasic, asta mi se pare mie foarte tare. Ajungem imediat și la cât costă acest moped. Este un moped care se numește Junak 905. Junak este un nume polonez, bineînțeles că motocicleta mai cu siguranță este produsă în China și adusă în Polonia, însă numele acesta polonez este cum a fost la noi Mobra, înseamnă ceva, o chestie spirit tineresc, ceva de genul. Treptele de viteză sunt 4 la număr, o să vi le arăt astăzi și o să vă explic ce face fiecare. Semnalizările sunt cu LED, totul este cu LED, exceptând farul mare de aici din față, care este acoperit de plastic, din păcate. Îmi doream să fie cu totul altfel, însă arată bine și așa. Înainte să trec la cât consumă mini motocicleta aceasta, ei bine, vreau să vă spun cum a început toată povestea. Eu mi-am dorit foarte tare să-mi cumpăr o mini motocicletă, mi-am dorit să fie electrică. În schimb, o mini motocicletă electrică realist are autonomie, să zicem, de 40-60 de km, cel mult, cu o baterie de 28 Ah. Cele de la Super Soco mi-au făcut cu ochii, în schimb, prețul inițial este de 3.000 de euro, plus o baterie extra, înseamnă 4.000 de euro, pentru că bateria costă cel puțin 1.000 de euro. Cam acolo se opreau costurile, pentru că nu existau costuri cu consumabile și așa mai departe. Problema cea mai mare este cu încărcatul, pentru că două baterii trebuia să le cari, înseamnă 26 de kg. Oricum ar fi fost, era nu renta, pentru că în acest rezervor de 12,6 litri, bine, sunt 13,5 apropo, dar 12,6 este oficial notat pe site, cu această cantitate, pentru că are un consum de sub 2,5% acest motor, e bine, poți merge peste 500 de kilometri, aproape 600 și puțin de kilometri, ceea ce este absolut excelent. Un plin la această mini motocicletă costă 54 de lei. Mie mi se pare infim, sincer. Oricât, și chiar dacă ai fi un adolescent de 16 ani, 54 de lei să mergi atâtea sute de kilometri nu mi se pare rău deloc. Primul lucru pe care îl observ este că te salută și motocicliștii, pentru că, așa cum spuneam, mopedul acesta nu arată ca un moped clasic, ci arată ca o motocicletă, lucru care e mai bine sau mai rău în funcție de cum privești lucrurile. În București, să mergi pe două roți este o binecuvântare. Clar, ești mult mai expus idioților care nu fac altceva decât să nu înțeleagă că oamenii pe două roți sunt mai vulnerabili decât sunt ei pe patru roți. În schimb, partea tare este că poți să filtrezi traficul și să ții pasul cu traficul, așa cum spuneam. Schimbăm a doua, suntem la 35 de km la oră. Deși probabil că sunteți tentați să spuneți că titlul este un pic clickbait, nu este deloc așa. Eu chiar renunț la bicicletă în anumite momente ale zilei, ale săptămânii, ale lunii, pentru că trebuie să folosesc, de fapt vreau să folosesc mopedul. Îmi place foarte mult, pe de altă parte nu se compară cu bicicleta. Cu bicicleta te strecori mult mai ușor, ești mult mai ușor, printre altele. Sunt două senzații total diferite, cu siguranță. Mulțumesc tare mult! Ce îmi place foarte tare la moped, spre deosebire de bicicletă, este că șoferii au o altă concepție față de tine. Aici mă refer la faptul că ai un număr de matriculare, ai semnalizări, ai pentru în viziunea lor, chiar dacă stupidă, ai permis cu care să ai ce să cauți pe carosabil și așa mai departe. Printre altele, ce îmi place foarte tare la mopedul acesta este că e foarte confortabil. În oraș este super, super tare.
Acum nu o să stăm doar în oraș, în episodul de astăzi o să facem mult mai mult de atât, o să mergem și în afara orașului, dar în oraș este excelent. Mulțumesc tare mult! Și pentru că nu vreau să vă țin aici să vă spun cât de bun este mopedul sau cât de bine te poți recura cu el în trafic, mulțumesc mult! Nu vreau să fac toate lucrurile astea, ci vreau să vă... Mulțumesc mult! Vreau să vă vorbesc despre faptul că, pe lângă faptul că merge foarte ok în oraș, merge foarte ok și în afara orașului. Merge foarte, foarte bine pentru că are o cutie de viteze capabilă să meargă pe drum județean sau național. Depinde cu cât de curajos ești. Revenind la realitate, săptămâna trecută am mers până la Câmpina cu mopedul și a fost foarte, foarte, foarte tare. Doar că m-a prins ploaia, din păcate, și lucrul ăsta n-a fost foarte tare. Așa că am zis să ies din oraș, doar că am ieșit pe centură. Nu știu de ce am ieșit pe aici, nu mă întrebați. Dar am făcut cea mai mare greșeală, pentru că este foarte, foarte, foarte aglomerat. Nu vreau să merg într-un loc anume. În schimb, unde vreau să ajung este faptul că aici, în trafic, unde trebuie să mergi întotdeauna puțin, după care să te oprești, să schimbi viteza și așa mai departe, mopedul acesta nu este la fel de confortabil ca un moped clasic, la care nu trebuie să schimbi vitezele, doar apeși accelerația și atât. În schimb, aici, ambreiaj, schimbă, ambreiaj, schimbă. Ceea ce, da, nu este foarte, foarte, foarte plăcut. Dar situațiile astea sunt destul de rare, asta dacă mergi pe drumul de centură București, ceea ce înseamnă că trebuie să fii puțin nebun. Iar în situația de față, da, mă declar nebun. Partea bună este că în continuare poți să te strecori în trafic. La plecarea de pe loc, mopedul trage foarte, foarte bine. Faptul că ai viteze, aici este marele avantaj, pentru că poți să ții, să zicem, viteza 3 în ture joase, sub 6.000 de ture, între 4.000 de ture și 6.000 de ture, în așa fel încât să nu ai zgomotul acela, sau dacă totuși poți să pui în viteza a doua, încep să urci deja la 9.000 de ture și la 50 de km la oră. După care, haide, 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 58-60. Trebuie să lupt și contra vântului. Un motor de 50 cm cub trage și în funcție de cum e vântul afară sau dacă e vale sau deal. Trebuie să iei și asta în considerare, pentru că mulți oameni se gândesc că asta nu e o problemă. Chiar și la viteze mai mari, mopedul se simte foarte bine. Poți merge fără nicio problemă cu o singură mână pe ghidon. Nu boblează, nu se simte ca și cum, nu știu, ai pierde ușor controlul. Anvelopele nu sunt nici groase, nici subțiri. Sincer, și-au locul pe o motocicletă de 125 fără probleme. Când vine vorba despre a depăși, nici nu se pune problema să depășești cu mopedul. Nici pe departe. Dar poți să ții pasul cu traficul, așa cum spuneam. Controalele sunt așezate fix ca la o motocicletă. Aici ai faza lungă, faza scurtă. Faza scurtă rămâne întotdeauna aprinsă. Totodată semnalizările stânga-dreapta, claxonul. Aici ai pornirea, kill switch, contactul aici, bordul are două LED-uri ca să-ți arate în stânga și în dreapta unde semnalizezi, dacă semnalizezi. Aici, pentru faza lungă, să vezi că este faza lungă, și aici injecția. Injecția nu este una dureroasă. Trebuie să vă spun că motorul acesta este unul Euro 4 și are injecție electronică, nu carburație. Am un suport de telefon aici cu mine. Iar ca o glumiță, că stăm aici în trafic, tipul de la Moto Discount, când l-a cumpărat, zicea: păi, rezistă până la 280 de km la oră. I-am spus că voi merge cu mult mai puțin de atât. Dar nu credeam că o să merg cu atât de puțin în trafic, pentru că vorbim despre o motocicletă mică, cu un motor rafinat, de 50 de cm cub, care nu sună rău deloc. Printre altele, pentru... pentru că nu sună rău deloc. Și totodată este un motor care nu consumă mult, totodată o motocicletă mică, confortabilă,
cu o șa confortabilă, cu o poziție confortabilă de motocicletă mică, naked, care totuși, deși naked are aici ca arenele acestea care te protejează destul de bine de vânt. Bine, nu merge cu o viteză mare, așa că nu te aștepta să treacă foarte mult vânt peste acest rezervor, dar la 60-70 la oră sunt momente în care simți dacă protecțiile acestea te ajută foarte, foarte bine. Mopedul are deja 1175 de km, așa cum am spus, l-am cumpărat, drept urmare, părerea mea aparține, iar la partea de părere proastă este că îmi doream foarte tare să meargă, să aibă accelerația puțin mai bună, pentru că, sincer, este de mers cu el pe drum național, drum județean cel mult, adică și fără prea mult trafic. Pentru că personal nu aș merge mai mult de atât, nu aș merge mai pe un drum mai aglomerat de atât, pentru că e destul de periculos să mergi pe drumuri pe unde se merge foarte repede cu mașina. Oricum, pe autostradă nu ai voie cu el, drept urmare, drumurile județene, din punctul meu de vedere, sunt cele mai potrivite pentru un astfel de vehicul. Pentru că de când am luat mopedul, a existat întotdeauna discuția, păi este o chestie chinezească, o să ai numai probleme cu el. După 1000 de kilometri, clar nu sunt mulți kilometri, dar sunt 1000 de kilometri, am mers cu el prin niște locuri prin care nu v-ați imagina, adică prin niște pietre bizare, în timp ce am fost spre Câmpina, am luat-o pe un drum județean absolut îngrozitor și am mers vreo 20 de kilometri pe off-road, adică în dreapta pe aici este lin. A fost cea mai oribilă experiență din viața mea, dar în același timp mi-am dat seama că mopedul acesta rezistă foarte bine și o face cu foarte mare ușurință. Așa cum v-am spus, construcția lui nu este una, nu știu, premium, nu se compară cu, să zicem, cu o Aprilia sau cu o mini motocicletă de renume, dar nu este nicio construcție rea sau o construcție care să-ți confere, nu știu, să-ți pună gândul acela în spatele capului că, aolo, ce fac dacă rămân în drum. Am găsit aici un drum pe care pot să vă arăt cum pleacă mini motocicleta, micromotocicleta de la 0 la cât merge, că nu prinde 100 de km la oră. Hai să vedem. Plecăm tare. Am ajuns imediat la 30 de km. Schimbăm în a treia la 45 de km la oră. A doua merge undeva până la 50. A treia trage destul de tare, de fapt e cea mai elastică dintre vitezele mopedului. 63. Urcă undeva până la 82, dar durează, bineînțeles, până ajunge acolo. Ne lăsăm jos ca să avem cât mai multe șanse. Și aici se oprește drumul și frânăm. Și gata. Decent, zic eu, clar sub un motor de 50 cm în 2 timp. Dar prefer sunetul acesta mult mai ok decât sunetul de 2 timp. Am ieșit puțin în decor ca să vă arăt și vouă cum funcționează mini motocicleta pe teren accidentat. Ideea este că suspensia aceasta nu doar că lucrează bine pe teren accidentat cu asfalt, adică gropile din asfalt pe care le găsești în mai toate orașele, e bine, pe teren accidentat aici pe pământ, la fel, suspensia lucrează excelent, poți să ții mini motocicleta la 40 de km la oră cu o singură mână, de altfel, fără nicio problemă. Clar nu este o motocicletă de enduro, dar nu se simte rău deloc peste grop și peste pietre. Așa cum am zis, am mai mers deja pe teren mult, mult mai accidentat decât acesta. Singura problemă este numărul de matriculare, care, da, face din păcate mult zgomot. Hai să întoarcem, pentru că habar n-am unde duce drumul ăsta și nu vreau să creadă lumea că am venit să fac ceva rău. După șarpele de asfalt pe care am mers mai devreme, am revenit în trafic. Un trafic absolut dezastros. Este teroarea terorilor. În schimb, eu cred că sunt pe ce trebuie, pe două roți, pentru că, așa cum probabil v-ați dat seama, pot să filtrez traficul foarte ușor și pe lângă asta pot să mă distrez măcar, chiar dacă nu merg cu o viteză foarte mare. ...160 de kilometri petrecuți astăzi pe moped. Nu mă așteptam
să fie atât de confortabilă toată treaba. În schimb, nu mă așteptam la reacția oamenilor, pentru că foarte mulți oameni m-au întrebat, dar cum, asta e o chestie de 50? Da, este o mini motocicletă de 50 de centimetri cub, cu limitările sale, de altfel. Așa cum am spus, oamenii se așteaptă să mergi mult mai repede, ceea ce nu se întâmplă. Bine, nici nu cred că este foarte ok să mergi mult prea repede. Totodată, limitările mini motocicletei sunt foarte simple, și anume, un motor de 50 nu este chiar dintre cele mai puternice motoare, dar în oraș încă o dată își face treaba foarte bine, iar în afara orașului, pe drumuri secundare, din punctul meu de vedere, este excelent. Și plus că se poate conduce de la 16 ani. Din excursia de astăzi, 160 de km, așa cum spuneam, rămân cu părțile bune, și anume nu am stat deloc în trafic, am ajuns foarte repede dintr-o parte în cealaltă, am mers dintr-o parte în cealaltă foarte repede și plus m-am distrat. Cu siguranță un pasager sau un alt partener de drum ar fi fost mult mai bine, dar asta este. De renunțat, renunț la bicicletă? Nu, nici pe departe. Senzația pe care o ai pe bicicletă cu siguranță este mult mai interesantă din punctul meu de vedere, dar cine sunt eu să judec preferințele fiecăruia. Mai mult, urmează o întrecere între acest moped, o bicicletă pe benzină și totodată o bicicletă electrică în episodul următor. Altfel, vă mulțumesc că vă uitați la mine, vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine să stau pe moto, mini motocicleta, să înțelegeți că nu renunț la bicicletă, oricât de mult ar crede unii și alții, și să ne vedem în episodul următor. Îmi pun casca repede ca să fac o ieșire dramatică. Hai să vedem dacă putem să facem ieșirea dramatică. Gata! Salutare, pa, pa! Test. Ca întotdeauna foarte, foarte special, în care vorbim despre acest... Bună dimineața! Și ecologie! Această motocicletă, sau moped, sau scooter, sau cum vreți voi să-i spuneți, pentru că... Sunt prost.